Salut, camarazi! Astăzi am plăcerea să vă prezint așa o mâncărică ce n-a văzut Parisul. Facem un ostropel cu bibilică și cu usturoi pisat. O să fie o nebunie ce mai, la meserie. Hai să-i dăm drumul, că vorba lui Arghezi, dacă începem mai devreme, terminăm mai devreme. Butelia a rămas de hoinăreală. Gata, a pornit. Punem aici tigăița. Punem un pic de ulei. Uite ce am primit aici, o bombă de ulei aici la meserie. Un pic de ulei. Acum tăiem cărnița micuță. Și o punem în ulei. O tai așa frumos, e bibilică, e o pasăre care îmi place mult și o carne care îmi place mult de tot. Să vedem dacă o pun pe toată sau am fiert-o în prealabil, că ar fel dura mult ca să o fierbem aici în direct. Am fiert-o de aseară, știți, așa că o să meargă repejor așa. Uita ce carne frumoasă de bibilică românească, știți, de curte. Biologică la meserie. Asta să punem deja prima porție. Asta e mai mare. Hai că e așa. Gata, a început să sfârie deja. Așa, ușurel. Acoperim un pic. Mai tăiem un pic de bibilică. Hai că las foc un pic mai mic. Tăiem așa frumos cărnița. O să iasă un ostropel ce n-a văzut Parisul la meserie, cum v-am zis. Hai că mai un pic de pieliță o înlăturăm. Să vedem dacă pun tot pieptul sau mai las un pic. Mai fac altceva mai târziu. O să mai las un pic, că e prea mult. Așa frumos, lăsăm focul micuț, lăsăm cărnița un pic în ulei și așa să pătrundă, așa cam și o cârpișoară. Vă prezint aici ce adaug, deci v-am zis cărniță de bibilică, aici mai avem o bucățică, dar nu o punem pe toată că e prea multă. Am pus cărnița aici în uleiaș la călit, să zicem așa. O să adaug pătrunjel, un pic de măraie, oregano și piper măcinat. Și o să pun și bulion de aici, de la țărani, după cum vedeți. Și o să pun și de aici, din pulpe de pomodoro în italiană, pulpă de roșii, știi? O să pun din amândouă. O să adaug un pic de ardei de staiute, că e bun la sănătate, cum știți. Aici am, ca să vă prezint ce v-am spus de mai mult timp, plante românești, rostopască, trei frați pătați. Am aici coada calului, vâsc, ăsta se pune în apă rece de seara și dimineața se strecoară și se bea. Am aici ghimpe, chiar dacă pentru voi vă mirați, ghimpele e o plantă foarte bună, e bună la prostată pentru cei peste 50 de ani. Așa, stai să deschid un pic sarea. Am și un pic de hrișcă, dar ca să vă arăt, hrișca rusească e foarte sănătoasă și asta iarăși, polen uscat, cel mai bun la sănătate. Eu tot timpul beau, îl diluez în apă, că dacă îl bem nediluat, corpul nu-l macerează, să zic așa, trebuie întâi udat în apă și după aia băut, înțelegeți? Și aici mai am niște lucruri, beau picături, esență din muguri de carpen. Și aici am esență de mlădițe de mur, asta pentru tractul, pentru esofag, pentru plămân, pentru asta. Deci muguri de carpen și, stați așa, și mlădițe de mur. Deci nu uitați, stați să mestecăm un pic. S-a luat un pic viteză, dăm foc un pic mai mic. Focul prea mare, îl dă mai micuț așa, stăm cu ochii pe butelie, cum se zice, așa, deci
Am pus cărnița aici, v-am prezentat ce trebuie, stați să vă arăt și o lingură. Ia uitați ce lingură frumoasă mi-am luat de la un domn care vinde în piață lângă mine. Îmi place de ea de mor, știți? Asta s-o folosea pe vremuri, la băut apa, știi, dar mie îmi place forma ei așa nemaipomenită. Hai să pregătesc aici ce trebuie. Hai că să face frumos. Hai că mă apuc să curăț puțin usturoiul, să-l curăț și să-l pisez. Pentru că o să pun și o ceapă, țineți minte, asta e antioxidantă, nu prea se pune la o stropel, dar eu mie îmi place să mai inventez așa, să mai fac încercări de astea, așa că ceapa e un produs foarte sănătos, foarte bun la sănătate și fiind roșie e antioxidantă, știți, e nemaipomenit la sănătate. Avem un usturoi aici care se vede că e biologic, e un pic atacat, știi, dacă era modificat genetic și dea 3 luni pe masă, nu se întâmpla nimica. Așa, curățăm usturoiul frumos. O să pisez deja din el. Hai că deja miroase frumos, are miroase a mâncărică sănătoasă. Deci vă recomand o stropel cu usturoi și cu carne de bibilică sau de găină, cum o fie, e bună și așa. Să pisăm un pic usturoiul. Dacă îl pisez e mai bine, știi, e mai bun pentru sănătate, îl pisez așa un pic. Că eu oricum mănânc singur, deci ce gătesc, aia și mănânc. Sunt și general, sunt și soldat. Hai să vedem cum îl punem. Îl punem așa, puțin mai. S-a pătruns un pic. Așa. Mai las puțin și o să adaug bulionul. Flacăra e totuși cam mare. Așa. O să adaug bulionul ca să nu mai sară. Curăț ceapa. Chiar dacă în general nu prea se pune ceapa la o stropel, dar o să fac o excepție de la regulă. O să-i dea gust frumos. Și e ceapa care îmi place mie, asta roșie îmi place cel mai mult. O tăiem micuț, așa că ceapa, cum o pui în o stropel, are apă în ea, înțelegeți? Și imediat se amestecă uleiul cu apa. Așa, ia să adăugăm și asta. Așa, cu grijă ca să nu-mi sară în ochi. Acum să adăugăm un pic de... Am adăugat un pic de bulion. O să adaug și un pic de pulpă de roșie. Hai să facem un pic de ordine aici, ca la nemți. Trebuie să facem și ordine unde gătim, trebuie să facem și ordine. Sturoiașul, desfac pulpa de roșii. Asta e mai un pic mai consistentă. Ca să vedem. Pun cam o jumătate de cutiuță, ia să vedem. Să mă uit și la cantitate, ce cantitate o să iasă după aia, ca să iasă măcar 2 porții, așa. Să mâncăm cu Gigi aici, după ce filmăm, punem și mâncăm fiecare cât o farfuriță de ostropel la meserie, așa, de bibilică, cum trebuie. Arată frumos deja. Așa. Deci am pus ulei, am pus bibilica, am pus bulionul, am pus usturoiul. Acum hai să adăugăm și mirodenile. Pun un pic de pătrunjel, așa, nu prea mult.
adaug un pic de mărar și ăsta așa. E mai dă un pic de gust, punem un pic de oregano. Ăsta e foarte sănătos, oregano. Așa, un pic de oregano. Punem și un pic de piper măcinat și adaug un pic de sare. Asta e sare roză, să vede, de culoare roză din Himalaya. Pun un pic așa, stai să vedem. Că am uitat să iau o linguriță, o să pun cu mânița, așa. După ochi, după ochiometru. Am pus și sare. Mai adaug un pic de uleiaș. Un strop așa. Ia să amestecăm. Deja arată frumos, să știți. Chiar foarte frumos și are, miroase foarte bine. Are o aromă frumoasă de o stropel de bibilică. O mâncărică simplă, ecologică, care vă recomand cu mare căldură. V-am zis că mie îmi place carnea de bibilică. Dar în principiu cred că o să adaug și restul de carne, că nu mai e multă și n-are rost, că nu mai mese nimic. Iau, adaug și pasta, că mai e un pic. Ăsta e norocul. Când eram copii, îl rupeam, să zice că ăsta e norocul, știi, uite așa, și îl rupeam și cine rămânea cu partea asta mare avea noroc, ăsta la altul nu, știi? Așa făceam când eram copii. Hai să tăiem și restul de bibilică, că mai e puțin aici. Deja sunt bucățele minuscule, așa să zic. Deci le tai doar o dată și gata, le băgăm și pe ele la tigăiță. Sunt deja bucățele mici, nici nu le mai tai, le pun așa, că sunt, doar asta e puțin mai mare, o mai tai puțin. Cam asta e toată cărnița, gata. Dar să mă șterg un pic pe mâini. Hai că iese mâncărica la meserie. Așa, adăugăm și asta. Cu asta cred că îmi rămâne și a treia porție să mai mănânc diseară sau mâine. Și iau ce frumos arată. După aia o să o pun în castronat să vedeți cum a ieșit. Arată foarte frumos și miroase foarte frumos. Arată a mâncărică biologică, sănătoasă, necomplicată. Am pus de toate, deci am pus ulei, am pus cărnița, am pus o ceapă, am pus usturoi, am pus mărar, pătrunjel, oregano, dar ardei iustre o să mai pun, două bucățele de ardei iute, că mie îmi place un pic așa mai picant. Și ardeiașul ăsta, știți, e sănătos, e bun la sănătate, ardei iute, de ăsta muratul. Hai să caut unul mai măricel. Toți sunt început și o să rup o bucățică de aici și de aici. Așa, punem pe ăsta că e mai mare, ăsta se poate tăia. Gata, hai că cu ăsta ne rezolvăm, că e un ardei mai măricel așa. Scuturăm de semințe, că semințele sunt periculoase la apendicită. Tăiem așa micuț, gata. Hai că am pus. Mestecăm puțin. Vedem, focul e bine, focul un pic mai mic. Hai că merge frumos. Deci, camarazi, încercați să mâncați cât mai natural, cât mai biologic. Lucruri sănătoase, mâncați produse românești, că sunt sănătoase. Facem un pic de ordine aici. Și căpăcelul ăsta. Punem căpăcelul ăsta. Trebuie să fim ordonați în viață, că așa e. Așa e pe lumea asta, trebuie să fim disciplinați și ordonați. Ia că mai adaug un pic de bulion, că pulpe de-astea, că parcă-s prea puține, pun și pasta, hai că pun totul. Gata, asta e. Am pus toată cutiuța cu ordine. Hai că iese de 3 porțioare, iese la meserie. Chiar arată frumos de tot. Are o culoare care îmi place mie.
Deci este un ostropel ce n-a văzut Parisul, gustos, biologic și ieftin. Înțelegeți? Numai bibilica a fost mai scumpă, restul totul e relativ ieftin, că-s produse românești. Ia să facem aici un pic de curățenie. Deci suntem aproape gata, să mai recapitulăm. Deci am pus bulion, pătrunjel, mărar, oregano, ardei, piper, sare, usturoi. Hai că aș mai adăuga încă doi cățeluși de usturoi, așa mai tăiat puțin mai mare, știi? Că usturoiul e sănătos, mai ales acum cu virusul ăsta. E un produs sănătos, usturoiul, și e un produs vital, ca să zic așa. Eu mănânc de când eram copil, știți? E foarte bun la microbi, la virus, la una, la alta, știți? Și e produs de-al nostru românesc, de aici, din România, deci nu e modificat genetic, nu vine din Turcia, nu vine din Olanda, nu vine din China. Așa, îl tai mai măricel așa și îl pun și pe el acolo. Gata. Suntem aproape gata. Ia să mai mestecăm un pic. Mamă, ce arată și frumos și miroase frumos. Are o aromă nemaipomenită. Chiar mi s-a făcut foame, numai uitându-mă. Deci, cum v-am zis, camarazi, ostropel de bibilică cu ceapă, cu usturoi, cu produse românești. Suntem aproape gata, o să punem în castronaș și vă arătăm la cameră să vedeți și voi. Sper că o să vă placă. Mai așteptăm câteva minute și e gata. Prin magia YouTube-ului, ostropelul de bibilică cu usturoi e aproape gata. Hai că sting focul și acum îl punem în castronaș să vă prezentăm ce operă am făcut aici. Asta să fac un pic de curățenie aici. Hai să punem aici să vă arătăm ce capodoperă am făcut. Și o să vin la cameră să arătăm, să vedeți. Hai că pun aici doar o jumătate de castronaș, ca să vedeți voi. Lasă că vin eu la cameră să vă arăt. Ia uitați, camarazi. Asta e ostropel de bibilică românesc. Biologic, iese aburii din ea cu usturoiași, cu ceapă, la meserie făcut, mâncare sănătoasă, ieftină și tipică românească. Vă doresc și vouă să aveți măcar o farfurie de mâncare pentru voi și copiii voștri. Vă doresc să aveți o masă binecuvântată și noi ne așezăm acum la masă. Sper că toată lumea are ceva de mâncare și noi, și să fim sănătoși, mulțumiți și fericiți. Doamne ajută!